Salut și bine te-am regăsit, bine ai revenit pe canalul nostru de YouTube. Suntem la CES 2020, la un eveniment special numit Digital Experience. Și aici am o pereche de ochelari, da, care au difuzoare în ramă, așa cum se poartă acum. Dar sunt mult mai special de atât, pentru că folosesc realitatea augmentată. Da, Animoji și realitatea augmentată este mai bună și la altceva, nu doar la jocuri sau cine știe ce filtre de Instagram și așa mai departe. Vuzix este o companie cu experiență, fac ochelari cu realitate augmentată de câțiva ani încoace și așa arată cel mai nou model al lor, se numește Vuzix Blade și sunt incredibil de mici, dar par mari față de o pereche normală de ochelari de soare sau de vedere, dar față de un prototip de acum 4-5 ani este ceva foarte compact pe care poți să-l strângi foarte ușor să-l pui într-un toc. Așadar, poți să pui lentile aici de vedere dacă ai nevoie sau poți să le lași așa cu fără dioptrii și în momentul în care le pui, pui perechea asta de ochelari pe cap și persoana de lângă mine vorbește în engleză, mie mi-apar subtitrări aici pe lentile. Există un mic proiector aici. La ce e bună o astfel de pereche de ochelari? Păi dacă cineva vorbește într-o altă limbă cu tine, tu ai subtitrări acolo pe lentilă, pe acel mic ecran. În aceste rame groase există commands touch ca să navighezi prin meniu și pe această pereche de ochelari rulează Android, un Android special și te poți uita la Netflix, la Amazon Prime, te poți uita la videouri pe YouTube cu așa ceva. Dar vreau să văd un demo cu traducerea. So can you say something in English? Yeah, absolutely. Hi, my name is Kevin, I'm from Zoemeet and I welcome you here to this presentation. That's crazy. Înțeleg engleză evident și verificam traducerea, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că chiar funcționează. Ce tare. Yeah, so the product went through some changes and we're continuously trying to change to make it smaller and make it more compact for people to actually use it. So it's useful for all different kinds of scenarios. We see it for engineering people, we see it for people that use this to understand meetings better. For people that are hard of hearing so they can read along what's being said. For example, you can imagine if people are doing field engineering work, they're doing repair work, someone is remotely looking along and instead of using a notebook to take in notes, they can directly speak what they're repairing and they can see it on the screen and it's being projected straight into their headquarters. So everything is being recorded and can be audited. The price for the glasses is $699. There's different ways to use the glasses. It's not just for having transcriptions. You can use it to watch Netflix, YouTube. You can make a phone call, a Zoom call, for example, do conference calling. There's so many different scenarios for this. There's also a camera, so everything that you you can video record, you can take pictures, and you can upload them to your computer and watch them back on the same device as well. Ce e ciudat la această pereche de ochelari e că dacă vrei să focusezi de la persoana cu care vorbești la scris, trebuie să te uiți așa. Și un pic cam ciudat într-o conversație așa, unul la unul. Dar asta nu este singura pereche de ochelari pe care Vuzix ne arată aici la Pepcom, Digital Experience, ci avem aceeași tehnologie de proiectoare pe o pereche de ochelari pentru un notch. Aici, de exemplu, poți să vezi viteza cu care noți, adâncimea în care, la care ești în piscină sau în mare, acolo unde noți. Și îți poate arăta, nu știu, cadența și așa mai departe. E o tehnologie utilă, iar tot computerul este undeva aici, inclusiv bateria. După sesiunea de not poți să încarci și mai avem și așa ceva pentru ingineri pe teren, așa cum ne-a explicat mai devreme domnul Orange de la Vuzix. Și inginerul sau mecanicul sau cineva care lucrează pe teren poate să vadă informații în timp real despre ce face fiecare componentă în parte sau care este componenta stricată, de exemplu, prin realitatea augmentată. Iar tehnologia va ajunge în curând și pentru ochelarii de snowboard sau ski. Poți să vezi, de exemplu, poziția exactă pe GPS sau viteza. În timp real, nu trebuie să te uiți după aceea într-o aplicație de telefon să vezi viteza cu care ai coborât pe pârte, ci poți să o vezi în timp real. Gata, stai că m-am încurcat în fir, gata. Cam atât de aici, de la standul Vuzix. Urmăriți-ne cu hashtag CavaleriaCES și pe social media pentru cele mai noi informații de la Târgul de Tehnologie din Las Vegas. Numai bine!